Fundației Ecocivica, am alături de mine reprezentanții Greenpeace. Da, e cu nivel. Da, se aude mai bine asta? Nu? Așa. Împreună cu Greenpeace, cu Platforma de Mediu pentru București și cu Agen Green, am organizat această mișcare încercând să oprim distrugerile pe care noul cod al urbanismului îl produce în orașele țării și cu precădere în municipiul București. Ce face acest cod al urbanismului? Un dezastru de mediu și de urbanism, așa cum am spus. Se dorește abrogarea celebrului articol 71, dacă știți, care spune că se interzice schimbarea de destinație a spațiilor verzi, indiferent că figurează sau nu ca atare în documentațiile urbanistice și indiferent de forma de proprietate. Aveți marcate pe hartă o parte din terenurile care ar fi afectate și de asemenea tot ce am câștigat în instanță până acum ar fi introdus în legalitate și s-ar putea construi în continuare sau construcțiile ar putea rămâne pe terenurile respective. Vorbim de sute de hectare de spațiu verde care își vor pierde această destinație și uitați-vă pe hartă o mare parte marcată dintre ele, printre care parcurile care le știți, Iore, Tineretului, Grozăvești, Politehnicii, Prisaca Adornei, baze sportive, locuri de joacă pentru copii, spații verzi ale blocurilor, sere, pepiniere, toate acestea se află în majoritatea lor în proprietate particulară și această mafie imobiliară, cum o numim, acești dezvoltatori imobiliari, vedeți bine că penetrează legislativul și vor să modifice legile care vor aduce prejudicii de mediu, de sănătate aproape imprecizabile. Estimăm că aceste sute de hectare care își vor pierde destinația vor duce la dublarea numărului de decese în București și vreau să vă amintesc că încă din anul 2000 există studiu al statului român care spune că în București, din cauza poluării atmosferice, aveam la acea dată 11.000 de decese anual. Estimăm că numărul de decese se va dubla în București, iar numărul de îmbolnăviri pur și simplu va fi incontrolabil. Dacă acest lucru se întâmplă, dacă vom crea iarăși o densitate de locuire enormă, dacă coroborat cu dispariția spațiilor verzi și cu efectul schimbărilor climatice pe care îl vedeți aproape în fiecare zi, este clar că va fi un dezastru în, mai ales în marile orașe ale României. De aceea protestăm, de aceea încercăm să oprim, pentru că este inadmisibil să lovești în două categorii defavorizate. În primul rând copiii și în al doilea rând sunt persoane defavorizate care nici măcar nu-și pot permite o ieșire din oraș să mai respire un aer curat și atunci devin cele mai expuse. Avem atâtea cazuri de îmbolnăviri cum nici nu vă imaginați. Vor de asemenea ca toate, așa cum am spus, tot ce s-a câștigat în instanță, tot ce se dorește de acum încolo să se facă la libera apreciere a dezvoltatorilor imobiliari. De ce? Pentru că aceste terenuri sunt situate în poziții extraordinar de favorabile și vedeți marcat, mai ales pe harta de nord, toate malurile, toate zonele importante ale nordului și vestului, de exemplu orașului, sunt achiziționate de acești dezvoltatori și asta doresc. Toți vor blocuri de la 10 etaje în sus, vor blocuri între case, vor să aibă drept de a construi și de a intra în legalitate legal,
Da, e, mă rog, pare un preonaz, dar vor o legalitate normală, în sensul că excepția aceasta de a construi fără acte urbanistice să devină o obișnuință. Adică dacă îți începe o lucrare și vine autoritatea, tu să poți să continui și să transformăm România și orașele țării într-o Turcie 2. Pentru că asta se va întâmpla. La nivelul de corupție din România, vă garantez că toate autoritățile abilitate vor spune că acele construcții sunt în ordine și toți vor intra în legalitate și vor cădea peste noi la cutremur. Aveți și exemplu, ați văzut în urmă cu ceva timp, când clădiri nou construite nu respectă standardele de construcție. E, acum acest cod urbanistic va spune că este în ordine și putem să construim, să mergem mai departe. Sunt de asemenea mari probleme și vedeți cât de bine le-au coordonat, pentru ca planurile urbanistice zonale, cum am spus, să fie aprobate la sector. Ce ar însemna lucrul ăsta? Că toate acele planuri urbanistice de sector pe care le-am anulat revin acum în forță și revin legal, între ghilimele legal, legalizat de aceste partide și de tot ce înseamnă dezvoltatorii imobiliari. S-a ajuns într-o situație în care nu mai putem tolera ca aceste grupuri de interese să facă legislația în România să afecteze drepturile omului într-un mod grosolan, să atenteze atât de grav la sănătatea populației. Ăsta este unul, adică sunt câteva din motivele pentru care am venit aici și ce vrem să scoatem în relief. Vedeți că este un somn al populației. Este un somn din care, adică din cauza căruia ei au făcut toate aceste acte normative și nenorocesc populația. Trebuie să ne trezim, trebuie și noi să luăm un pic de atitudine și trebuie să ne cerem drepturile. Putem să ne rezervăm o mică, hai să spunem, un mic interval de timp să venim și să protestăm, să ne cerem drepturile. Dar să știți că numărul contează. Întotdeauna am observat în 25 de ani de activitate că numărul contează.